Bună ziua, bună seara, pardon, este ora 20, bună seara doamnelor și domnilor, suntem din nou în direct de la Ambasada României în Madrid, așa cum deja v-ați obișnuit aproape în fiecare săptămână ne întâlnim pe probleme de muncă și sociale. Ca de fiecare dată vreau să vă mulțumesc pentru interesul pe care l-ați acordat acestor transmisii în direct pe care le facem pe Facebook, pe rețele sociale. Am avut, dacă prima noastră transmisiune, Cristina, a avut 70.000 de urmăritori într-o săptămână, deja am reușit să depășim și acest record, suntem la 92.000 de urmăritori pentru transmisia noastră ultima de vinerea trecută. Da, bună seara tuturor, eu sunt Ciprian Bălțuriu, consul în cadrul Ambasadei României la Madrid. Lângă mine este Cristina Florea, atașată la Ministerul Muncii pe probleme de muncă și sociale, aici alături de mine și de dumneavoastră, evident. Așa cum ați văzut și în anunțul pe care l-ați putut vedea pe Facebook în ultimele zile, astăzi vom aborda un subiect extrem de interesant și mai ales de actualitate, pentru că au fost foarte multe discuții în ultimul timp despre o clasă de muncitori care au fost lăsați în afară, să spunem, sau nu s-a discutat foarte mult despre ei, dar nu s-au luat din primul moment măsuri pentru ei. Este vorba de lucrători în serviciul domestic, empleados de hogar, și înainte ca să preiau întrebările voastre, o să las pe Cristina să vă spună ce e mai important din toate măsurile care au fost luate în situația aceasta de COVID-19, apropo de empleados de hogar. Și ca de obicei, mulțumesc celor care ne preiau în direct pe grupurile lor, Avocat Gratuit în Spania, Români în Spania, RISO, și Români în Gran Canaria. Și nu uitați, doamnelor și domnilor, dacă vreți să fiți la curent cu tot ceea ce apare nou și în domeniul muncii, dar și în orice alt domeniu, dați un like la pagina noastră de Facebook a Ambasadei și veți fi informați de fiecare dată când avem noutăți pentru dumneavoastră. Așadar, mulțumim tuturor și să trecem la treabă. Cristina, la început te las pe tine să spui ce e mai important. Da, m-am gândit să încep prezentând un pic măsurile pentru această categorie, pentru empleados de hogar, lucrători în serviciul domestic, pentru că în felul acesta bănuiesc că voi răspunde din start unei părți din întrebările dumneavoastră. În primul rând, cine are dreptul să obțină acest ajutor? Au dreptul să obțină acest ajutor angajații în serviciul domestic care aveau contractul înregistrat înainte de data de 14 martie. Cine are dreptul să primească această prestație? Are dreptul să primească această prestație orice lucrător în serviciul domestic care, din cauza crizei COVID, și-a văzut cumva perturbată activitatea pe care o desfășura. Adică, fie dintr-un motiv bine întemeiat, angajatorul nu a mai dorit ca pe o perioadă de timp respectivul lucrător să-și desfășoare activitatea, să colaboreze, fie a redus durata programului lucrătorului în serviciul domestic sau s-a întâmplat altceva în caz de forță majoră, cum ar fi decesul angajatorului, și de asemenea și în această situație angajatul în serviciul domestic are dreptul să primească acest ajutor. Cum se solicită? Se poate solicita în două moduri. Unul ar fi prezențial, iar celălalt ar fi online. Prezențial se poate solicita până la momentul la care se va relua activitatea cu publicul a serviciului de ocupare, se poate solicita trimițând o cerere prin poștă către Serviciul Public de Ocupare, unitatea specială pentru acordarea ajutorului pentru empleados de hogar din cadrul Serviciului de Ocupare din Madrid. Noi, coordonatele unde se pot trimite prin poștă solicitările dumneavoastră, le-am publicat în comunicatul pe care l-am postat pe site-ul Ambasadei și pe pagina de Facebook imediat după data de 5 mai, când au intrat în vigoare aceste măsuri, posibilitatea de a fi cerut acest ajutor. Cum se realizează practic această solicitare? Prezențial, dumneavoastră trebuie să intrați pe pagina Serviciului de Ocupare și să descărcați un formular tip de solicitare a acestui tip de ajutor, să
să-l completați și să anexați acestei cereri tip pe care o descărcați de pe pagina serviciului de ocupare, să anexați documentul de identitate al dumneavoastră, documentul de identitate al angajatorului, cu care fie reduceți programul de activitate, fie întrerupeți o perioadă colaborare, și de asemenea să anexați documentul justificativ referitor la întreruperea activității sau reducerea programului. Acesta poate fi o scrisoare din partea angajatorului prin care vi se comunică faptul că fie vi s-a redus programul de lucru, fie o perioadă de timp vi se suspendă activitatea, sau o declarație tip pe proprie răspundere, care de asemenea se poate descărca de pe pagina Serviciului Public de Ocupare. Iar dacă colaborarea noastră cu angajatorul a încetat definitiv, în acest caz, dovada de care aveți nevoie este cea care arată că nu mai aveți contractul înregistrat la Seguridad Social pentru colaborarea cu angajatorul în cauză. Dacă aveți cont pe pagina Seguridad Social, atunci puteți, având DNI electronic, certificat electronic sau ceea ce aici se numește clave, o parolă de acces la contul pe care vi l-ați creat pe pagina Serviciului Public de Ocupare, în această situație puteți să trimiteți deja online solicitarea, deci nu prin poștă și nici așteptând să se reia activitatea prezențială a Serviciului Public de Ocupare ca să mergeți la un birou unde să depuneți toate aceste documente. Pe ce perioadă se acordă acest ajutor? Se acordă până în ultima zi a lunii de după încetarea perioadei de criză. Valoarea depinde de la o situație la alta, este calculată în funcție de baza de cotizare și de asemenea depinde și de faptul că lucrătorul în cauză mai are sau nu alte venituri. Deci, în total, acest ajutor cu alte venituri pe care le poate genera angajatul în gospodărie care și-a văzut activitatea afectată, nu poate să fie mai mare decât valoarea salariului minim interprofesional, care este anul acesta de 950 de euro. De asemenea, acest ajutor este incompatibil cu incapacitatea temporară de lucru remunerată. Adică dacă dumneavoastră în perioada respectivă, fie erați în concediu medical, fie dintr-un alt motiv, nu aveați dreptul să lucrați, nu puteți să obțineți această prestație. La modul general, cam acestea au fost, prevederile comune referitor la cum se poate solicita și cine are dreptul la această prestație, și acum aștept întrebările dumneavoastră concrete pe această temă și, de asemenea, orice întrebări legate de domeniul meu de bază, respectiv securitate socială, adică șomaj, pensii sau alocații. Bun, înainte să dau drumul la întrebări, trebuie să le spun celor care întreabă pe orice altceva decât avem noi subiectul în această seară. Doar atâta vă pot spune că în acest moment Comitetul Național pentru Situații de Urgență din România decide ce reguli trebuie respectate începând de mâine. Deci nu există niciun fel de informație nouă la acest moment pentru cei care întreabă despre orice altceva. Când vor fi astfel de informații, evident, le veți afla și public și de la noi, odată să fie luate aceste hotărâri în România. Deci noi nu avem cum să vă răspundem la ceva care se hotărăște acum în România. Baha voluntar nu poate avea dreptul la parcurs. Nu, niciun domeniu. Deci baha voluntar înseamnă demisie. Demisia este un act de voință individuală a angajatului prin care renunță la drepturile pe care le-ar putea avea. Așa, mai departe. Din câte am înțeles, depresia nu te poate da afară timp de 6 luni dacă ești în RP. Parcă nu era vorba că în seara aceasta discutăm de RP, da? În tema din această seară este emplearea de ogaș. O să mă încăpățânez, să nu răspund, pentru că în felul acesta poate se învață lumea că există o temă și pe aceea se răspunde. Este, mai ales că de 2 săptămâni am tot vorbit despre RP. Este extrem de greu să îi convingem pe cei care ne urmăresc să pună întrebări pentru ceea ce ne-am gândit. Nu este Facebook oricum și întâlnirile acestea nu sunt pentru neapărat a rezolva o problemă direct. Gata, spunem două cuvinte. Și în afară de asta, toate aceste informații există pe site-ul ambasadei. Există comunicate de fiecare dată când a apărut o măsură nouă și există răspunsul la întrebări și cele 2 filmări din săptămânile anterioare în care s-a răspuns și la această întrebare. Așa, întreabă cineva, am lucrat ca empleată de ogar pe,
iau această întrebare și să o pun în altă parte, putem vedea. Așa, întrebare din partea a Ionesei Meri, o întrebare. Am lucrat ca în perioada de ogar pe ore la o casă 6 ore pe săptămână, din 30 aprilie m-a dat de bacă la Securitate. E normal să mă dea de bacă în timpul unei situații de urgență? Ce spuneam? În această situație, dumneavoastră aveți dreptul, prezentând, cum spuneați, dovada de BAHA de la Securitatea Social, să solicitați acest ajutor special pentru empleadă-ți de ogar. Fiind vorba de o persoană fizică, nu de o întreprindere care vă angajează, angajatorul și în această situație poate să vă dea de BAHA, cum se spune, da? Numai că, spre deosebire de o perioadă de timp normală, în această situație puteți beneficia de acest ajutor. Va fi greu să răspund doar la întrebări, dar de aceea, pentru că vin din toate părțile de tot felul, dacă avem pensie de viuedat și orfandat și vrem să plecăm în România, rămâne pensia respectivă, o putem primi în continuare? Da, pensia este un drept. Dumneavoastră puteți să cereți exportul pensiei, dacă este vorba de pensie, în România. Deci o veți primi, fiind vorba de pensie de văduvie și de pensii de urmaș, le veți primi în continuare în România, într-un cont pe care dumneavoastră îl veți comunica aici la Securitatea Socială înainte să plecați. Ok, locuiesc în Madrid, trebuie să nasc în octombrie, sunt în subsidiu, am vreun drept la un ajutor de naștere, cum era pe vremuri până în 2010, dacă nu mă înșel, ajutor pentru naștere sau pentru faptul că naște și după aceea. Există un felul de tipuri de ajutoare, trebuie să se intereseze exact la Securitatea Socială care este tipul de ajutor care îi corespunde în afară de alocație pe care o va primi după ce naște copilul. Așa, empleada de ogar are dreptul ajutorul de stat de 52 de ani, acela de subsidiu de sistem. Nu, deci este o categorie care, din păcate, nu poate beneficia de subsidiu paramaiores de 52. De ce? Pentru că nu se cotizează pentru șomaj în cazul acesta, iar acel ajutor pentru șomerii cu vârsta de peste 52 de ani se dă numai pentru cei care anterior au cotizat pentru șomaj. Repet și o repeta la colega mea de nenumărate ori, în această seară, în România, Comitetul Național pentru Situații de Urgență decide ce se întâmplă începând de mâine. În momentul în care și noi vom ști, vă vom putea spune. Nu avem niciun fel de informație în acel domeniu, toate informațiile vor fi publice în momentul în care vor fi anunțate în România. În această seară, de aproape o oră, există acel Comitet Național pentru Situații de Urgență care decide care sunt pașii care vor fi urmați începând de mâine în toate privințele. Cum se ajunge în România, dacă se ajunge în România, cu ce, pe jos, pe sus, în ce condiții, așa că răbdare, vă rog să aflăm cu toții deciziile din România. Mihaela Nina Soare, pensie minimă în România, am lucrat în Spania 3 ani și 7 luni și am înțeles că la primirea vârstei 65 pot să cer pensie și pentru perioada lucrată în Spania. A lucrat 3 ani și 7 luni. Pot depune cererea la Casa Județeană de Pensii? Cam ce sumă mi s-ar cuveni? Bun, la 100.000 de euro, da. Suma nu vă pot spune eu, dar, într-adevăr, pentru orice perioadă mai mare de un an de zile pe care ați lucrat-o și cotizat-o în Spania, aveți dreptul la împlinirea vârstei de pensionare, care anul acesta, de exemplu, este de 65 de ani și 10 luni, să depuneți dosarul pentru a vi se plăti partea de pensie cuvenită din partea Spaniei. Bineînțeles că puteți, dacă vă aflați în România, să depuneți cererea prin intermediul casei teritoriale de pensii de unde vă aflați. Nu trebuie să veniți în Spania. Așa. Bum, 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 buc. Ana Anuții, numai secundă, ne întreabă: am lucrat cu ore în case fără contract de muncă. Am dreptul la ceva? Poate aici trebuie să completez un pic și cu ce, cât de important este să lucreze cu contract. Da, nu. Cine nu a lucrat cu un contract de muncă, indiferent de domeniu, nu poate beneficia de niciun drept. Deci nu există persoana, din păcate, pentru domeniul muncii. De ce ar putea beneficia? În cazul în care este rezidentă legală, chiar dacă nu a lucrat cu contract de muncă, deci dacă are un certificat de rezidență, poate solicita de la serviciile sociale din cadrul primăriei, de unde are locuința în Spania, un ajutor social. Așa. Am 52 de ani, sunt văduvă, am fost operată în 5 martie și BAHA nu mi-a plătit până acum nici șeful, mi-a plătit doar 25%, atât a spus că trebuie la Institutul Muncii, nu mi-a spus nimeni ce trebuie să fac. Aurica Olaru, e greu de dat detalii neapărat, adică avem mai multe detalii probabil ca să poți răspunde, nu? Nu am suficiente elemente ca să pot să răspund, deci îmi prezintă o situație, dar practic nu îmi pune o întrebare concretă ca să știu exact ce dorește să afle. Cosmina Carmen Moldovan, bună seara, pentru ce cotizează exact o empleada de ogar? Empleada de ogar cotizează pentru pensie și pentru asistență medicală. Ce beneficii avem? Cine? Empleada de ogar.
beneficiul este că în momentul în care împliniți vârsta de pensionare, dumneavoastră veți putea primi o pensie din partea Spaniei. De asemenea, dacă vă îmbolnăviți, puteți beneficia de concediu medical și de asistență medicală în funcție de situație, inclusiv de spitalizare, medicamente, tot ce aveți nevoie pe partea aceasta. Rodica Badea, numai în secundă. Rodica Badea, bună seara, vă rog frumos, am lucrat în România 12 ani și în Spania 12 ani. Cum procedezi să aduc anii din România aici pentru pensie? Da, anii nu se aduc. În momentul în care anii se comunică între instituții, vechimea realizată de dumneavoastră în muncă se comunică între instituții. În momentul în care veți dori să vă pensionați în România, pentru că nici acolo nu aveți suficienți ani cotizați doar în România pentru a vă putea pensiona, minimul ar fi de 15 ani, deci în momentul în care veți dori să vă pensionați fie în România, fie în Spania, cele două instituții comunică între ele și își solicită informații privind vechimea dumneavoastră în muncă realizată în cealaltă țară. Aceste informații se transmit prin intermediul unui formular european, care se numește E-205. Astfel încât, în momentul în care va trebui să vă pensionați în România, Casa de Pensii din România va trimite solicitare Casei de Pensii Institutului de Securitate Socială din Spania, solicitând vechimea muncă, vi se va aduna vechimea muncă din Spania și din România, aceea va fi vechimea noastră totală muncă, cei 24 de ani adunați, iar fiecare stat în care ați lucrat vă va plăti doar procentul pentru perioada cotizată pe teritoriul său. În momentul în care împliniți și vârsta de pensionare din cerută de Spania, de asemenea, se depune dosarul, corespondează între ele cele două instituții și ulterior vi se stabilește și dreptul procentual la pensie plătită de Spania. Am lucrat 7 ani, am ajuns la 52, am dreptul la ajutorul probabil de subsidiu, bănuiesc că este domnul... Depinde de domeniul în care ați lucrat. Dacă ați lucrat în orice alt domeniu decât empleadă-ți de ogar pentru care nu se cotizează pentru șomaj și dacă ați epuizat deja toate ajutoarele de alt tip pentru șomaj pe care vi le poate acorda statul spaniol, atunci da, ultimul ajutor care se acordă este acest subsidiu para maiores de 52, însă trebuie ținut seama și de criteriul de suficienți ani cotizați pentru șomaj și suficienți ani cotizați pentru pensie. Dar teoretic, da, se poate să aveți dreptul la acest ajutor. Doamna Nicolina Lucaci, așa cum vedeți și cum am spus și cum a fost anunțat, discutăm despre această problemă pentru empleada de ogar, pentru condițiile care le au, ce beneficii au, ce nu, beneficii nu au, iar doamna Elena Bădescu îi reamintesc faptul că exact același este subiectul și că încercăm să ținem discuția pe această temă, chiar dacă toată lumea întreabă altceva și am spus deja de două sau de trei ori faptul că nu avem alte informații decât le aveți și dumneavoastră și că vor fi luate decizii probabil în această seară în România, după care vom face publice și noi, exact așa cum le veți auzi și din România, veți auzi și de la noi aceleași informații odată ce vor fi luate. Sunt de 9 ani, Ana Maria spune, sunt de 9 ani la muncă în Spania, una secundă, am subsidiu acum, doresc să o aduc pe mama mea aici, ar avea dreptul la medicul de familie și tratamentul ei. Bun, dacă mama dumneavoastră este deja pensionată în România, ce se poate face este ca în momentul în care dumneavoastră aici îi o înregistrați în registrul de la primărie, o țineți așa numitul empadronamiento, să faceți dovada reședinței dumneei în Spania prin acest empadonament și să cereți de la Casa de Asigurări de Sănătate din România eliberarea formularului S1 care îi dă dreptul aici în Spania să obțină orice tip de asistență medicală, de la medic de familie până la spitalizare, medicamente, orice altceva. Deci fiind pensionară, în momentul în care își stabilește domiciliul, reședința în alt stat, are drept să solicite, făcând dovada noii reședințe, acest formular S1, care ar fi echivalentul unui card medical eliberat de statul spaniol, în sensul că îi acordă fix aceleași drepturi. Bianca Mihaela, sunt empleada de ogar, am băgat actele pentru subsidiu, sunt în așteptare, dar fiind mamă sigură cu un copil cu o discapacitate, ei încep școala în septembrie, voi primi acest subsidiu doar pentru perioada, cât este perioada de alarmă? Da, se primește cât este perioada de alarmă și încă o lună după încheierea perioadei de alarmă. Ok, te rog.
Andreea Ana Petria, lucrez internă cu contract de 8 ore, dată de alta la Securitatea Socială, am 60 de ani și aș avea un drept la un ajutor, precizez că am lucrat la o firmă 2 ani și aveam dreptul la șomaj, dar am refuzat și am intrat internă, am un an de când lucrez ca internă. Da, în momentul în care vă veți angaja din nou în regimul general, deci în orice alt domeniu decât empleadă-ți de ogar, după ce lucrați minim 3 luni de zile, dacă intrați în șomaj, vi se vor valorifica și perioadele anterioare cotizate pentru șomaj. Însă, dacă veți dori să solicitați direct șomajul după ce nu mai lucrați ca empleată de ogar, acest lucru nu se poate pentru că, conform ultimului loc de muncă, acela de empleată de ogar, dumneavoastră nu cotizați în această perioadă pentru șomaj. Costel Piciu, bună seara, vreau să știu un caz în care intru în șomaj, pot să iau toți banii odată, mă refer la Pago Unico, mulțumesc, Costel Piciu, da. Dacă și la această întrebare am mai răspuns. Da. Dumneavoastră puteți să capitalizați prestația pentru șomaj doar dacă, ulterior, deveniți întreprinzător aici în Spania, în sensul că fie vă deschideți o afacere, fie vă asociați cu cineva, în acea situație, într-adevăr, puteți să luați toți banii odată, să capitalizați această prestație. În schimb, dacă vreți să plecați în România sau în altă parte și să valorificați acolo această prestație, nu se poate, da? De singura situație în care dumneavoastră puteți să luați toți acești bani odată, să-i capitalizați, este cea în care faceți dovada că îi folosiți pentru a deschide o afacere sau a vă asocia cu cineva aici în Spania. Altfel nu, altfel trebuie să primiți șomajul lună de lună sau îl puteți exporta în România dacă anunțați serviciul public de ocupare că mergeți în căutare de loc de muncă sau în orice alt stat în care decide să mergeți să vă căutați un loc de muncă. Irina Nina, soțul meu s-a prejubilat de aproape nu știu câți ani, nu scrie, și a plecat în România. Este patronat în Spania. Trebuie să fie împatronat tot timpul pentru a continua să primească banii, să primească probabil că precubilado. Asta înseamnă că este pensie anticipată. Exact. Pensia este un drept, indiferent de tipul de pensie, că este de văduvie, că este de incapacitate, pentru mine de vârstă. Fiind pensie este un drept și drepturile se pot exporta. Deci pensia se poate exporta în alt stat. Dacă era vorba de un ajutor, erau condiții. Cristian Mădălin, ăștia doi care vorbesc aici, vorbesc despre ceea ce am anunțat de atâta vreme, despre procedura de solicitare de ajutoare pentru cei care lucrează ca empleada de ogar sau empleada de ogar, că pot fi și bărbați care lucrează. Nu, dar ce nu se înțelege este că încercăm să răspundem doar pe această temă, tot ca să ajutăm ulterior persoanele care intră și doresc să se lămurească despre această temă. Primele două săptămâni am răspuns la toate întrebările referitor la toate tipurile de ajutoare. Pentru că aceste emisiuni rămân înregistrate, pentru a vă fi dumneavoastră mai ușor, în această seară, tema de discuție este empleată de ogar, pentru că ulterior, persoanele care vor dori informații pe această temă, exact pe această temă, să le găsească. Să poată vedea și găsi. Gigi Cătana, dacă lucrezi cu acte în regulă în Spania, poți cotiza și în România în același timp pentru pensie? Da, se poate cotiza, se poate încheia un contract cu casa de pensii, însă nu este avantajos și o să vă spun de ce. Pentru că nu se consideră dubla cotizare ca fiind și dublă vechime în muncă. De exemplu, dacă dumneavoastră lucrați cu contract în Spania 3 ani de zile și fix în acei 3 ani de zile dumneavoastră cotizați prin contract încheiat cu casa de pensii și în România, vechimea dumneavoastră muncă nu va fi de 6 ani, va fi doar de 3 ani, da? Într-adevăr, cotizarea aceea nu se pierde, însă dacă dumneavoastră acum plătiți nu știu cât pe lună, în funcție de contractul pe care îl faceți cu casa de pensii, în momentul în care la pensie vi se va valorifica această perioadă cotizată de dumneavoastră, să spunem că dacă într-o lună plătiți, nu știu ce să spun, 30 de euro, o veți recupera la pensie de multe, multe, multe ori mai mică. Nu știu, 10 euro, 15 euro, 5 euro din cei 30 pe care practic acum îi plătiți pe lună. Deci nu este rentabilă dubla cotizare pentru că nu înseamnă dublă vechime. Lagrima Morarule, îți vă spun acum că tocmai am răspuns la întrebarea noastră care ne-ați adresat-o nouă acum, în urmă cu câteva minute, așa că când se va termina această emisiune, puteți intra din nou pe link și vedea cu câteva minute în urmă, deci la minutul 20, răspunsul la întrebarea dumneavoastră. Așa, mai departe. Bine, aici ar spunea că nu vorbim de RT, dar e o combinație între empleada de ogar și RT. Dacă sunt într-un RT, am lucrat o jornada completă și aparte sunt dată de alte 5 ore săptămânale ca empleada de ogar în același timp,
Pot să îmi afectează RT-ul? RT înseamnă că nu este compatibil cu salariu sau cu, știu eu, alt tip de remunerație. Deci RT este un șomaj tehnic care nu este compatibil cu obținerea unui venit salarial. La actele pentru empleatele locale este nevoie și de DNI-ul de la seniore, de la cele care le angajează, probabil ca să... Dacă vă referiți la obținerea acestui ajutor, da, în momentul în care solicitați obținerea acestui ajutor, trebuie, în afară de solicitare, care se descarcă de pe site-ul SEPE, de dovada motivului pentru care vă încetați sau vă reduceți activitatea, respectiv acea scrisoare din partea angajatorului sau declarația pe proprie răspundere, să prezentați și copii după documentul dumneavoastră de identitate și documentul de identitate al angajatorului sau, în cazul în care sunt mai mulți, al angajatorilor. Florin Dumitru, bună seara. Care ar fi minimum de cotizare pentru a putea beneficia de pensie? În România nu am lucrat, am făcut doar serviciu militar, iar în Spania am 11 ani cotizați. Minimul de vechime în muncă pentru care se poate solicita pensie este de 15 ani, atât în România cât și în Spania. Ce vreau să precizez este că în momentul în care dumneavoastră veți solicita pensia, se consideră vechime în muncă și stagiul militar realizat, de asemenea studiile făcute la zi, studiile universitare făcute la zi. Foarte bine, mai departe. Ajutor pentru persoanele ce au 52 valabile și pentru persoanele care nu au lucrat cu contract aici în Spania? Nu, bineînțeles. Așa cum spuneam, acest ajutor se acordă după epuizarea tuturor prestațiilor pentru șomaj. Oricineva care nu a cotizat niciodată aici în Spania nu poate obține șomaj în Spania, ca atare nu poate obține nici ajutoarele care se acordă după epuizarea șomajului. La fel pentru Ionescu Adrian, întrebarea este, ca să nu spun cuvântul eu, pot să intri șomaj în România având ani cotizați în Spania? Nu, da. Cred că știu la ce se referă. Spuneam eu în alte intervenții că o persoană care solicită șomajul în Spania, de exemplu, poate să valorifice ca perioadă cotizată pentru șomaj și ceea ce s-a cotizat în ultimii 6 ani și nu s-a valorificat în România. Și în România, dacă solicită șomajul, bineînțeles că poate valorifica și perioade cotizate pentru șomaj și nevalorificate în Spania. Și spuneam că această posibilitate există prin intermediul formularului U1, da? Care este liberat de instituțiile, serviciile publice de ocupare, în România de Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă, iar în Spania de SEPE, Serviciul Public de Ocupare. În cât timp de depunere actelor se dă acest ajutor? Nu știu care, doamna Pușcaș? Nu, cred, da, cel pentru implementarea de ogar, normal, probabil, că despre asta vorbim. Asta nu pot să vă spun eu, pot să vă spun doar că posibilitatea de solicitare a început în data de 5 mai. Cât timp le ia celor de la Serviciul Public de Ocupare să vă calculeze drepturile și să vi le plătească, asta nu mai pot să vă spun eu. Bănuiesc că se acordă în aceeași dată în care se acordă și prestațiile normale pentru șomaj. Bănuiesc că e vorba de aceeași zi, dar n-aș putea să vă spun exact. Paula Obrocea, vă răspund eu. Lucrez fără contract, spuneți dumneavoastră, nu am primit niciun ban. Ce pot face? Am și eu dreptul la ceva. Fără contract, din păcate, sunteți o situație extrem dificilă. Fără contract, dar totuși cu certificat de rezidență, se poate solicita de la serviciul social din cadrul primăriei un ajutor și, în funcție de evaluarea situației dumneavoastră, vi se acordă sau nu vi se acordă. Alina Iuliana, lucrez ca empleată de ogar, mă dă de vaca, dacă vă dă de vaca am dreptul la finichit, o menționez că am 5 ani de vechime. Dacă are dreptul la finichit, o... Da, are dreptul să-i se plătească o lichidare la terminarea relației de muncă, indiferent că e vorba de empleată de ogar. Monica Tănăsoaie, sunt din Madrid, băiatul meu are 8 ani, nu am putut lua locație, mereu m-a respins pentru că sunt în Spania, aici nu iau niciun ajutor pentru că împreună cu soțul sau soțul depășește suma respectivă. Asta vreau să spun, deci nu vi s-a respins dosarul pentru că sunteți în Spania. Vi s-a respins dreptul în Spania pentru că aici acordarea acestei prestații este condiționată de veniturile anuale ale familiei. Dacă veniturile dumneavoastră ca familie sunt mari, ce vi se eliberează de la Securitatea Socială este o adeverință de negație a acestui drept în Spania. Moment în care dumneavoastră, ce trebuie să faceți este
să vă cereți dreptul în România, unde acordarea alocației nu este condiționată de veniturile familiei. Deci, în acel moment, dumneavoastră, fie dacă aveți posibilitatea să mergeți în România pentru un alt motiv, nu neapărat pentru acesta, depuneți personal la primăria de domiciliu dosarul pentru alocație, din care neapărat trebuie să facă parte această adeverință de negare a dreptului în Spania, sau faceți o împuternicire pentru cineva din România la consulat care să vă depună dosarul de alocație. Deci faptul că vi s-a respins dreptul în Spania, dumneavoastră vă dă dreptul să solicitați acest drept în România. Și precizare, în România puteți solicita acordarea alocației și pe un an în urmă. În Spania nu. În Spania vi se acordă doar de la momentul la care ați făcut solicitarea. În România, în momentul în care depuneți dosarul, este important ca în cerere să specificați că doriți acordarea acestui drept și pe un an în urmă. Gavița Nicolae, bună seara, am avut un contract de un an în care am muncit 4 luni și m-au dat afară pe 16 martie, am drept, era contract de un an și a fost dat afară pe 16 martie, are drept la ERTE. Dacă am muncit ca empleată de ogar. Contractul era de un an. Bun. Am zis că nu vorbim de ERTE în seara asta, în primul rând. În al doilea rând, ERTE se acordă indiferent de perioada în care dumneavoastră ați lucrat, dacă angajatorul v-a trecut pe lista prin care solicită acest șomaj tehnic de la autoritățile spaniole. Deci nu este un drept pe care să-l cereți individual. Persoanele care au lucrat continuu una secundă. Persoanele care au lucrat continuu și sfârșitul de săptămână în timpul acestei perioade, dacă au dreptul la ceva în plus față de au dreptul la plata orelor suplimentare, deci indiferent de perioadă, că este perioadă de normalitate, că este perioadă de criză, orele lucrate la sfârșit de săptămână trebuie remunerate corespunzător ca și ore suplimentare. Doar dacă sunt ore prin care recuperează o altă perioadă care a fost plătită anterior, dar în timpul căreia nu au lucrat, atunci nu trebuie să fie plătiți. Dacă sunt ore suplimentare, acelea trebuie plătite. Bun. Am 51 de ani, lucrez în agricultură de 14 ani cu contract an de an. Mai am 20 de zile de pară, după aceea mai beneficiez de vreun ajutor. Deci, Valeria Caraman. Acum se află în șomaj, înțeleg, după ce a lucrat 14 ani cu contracte anuale. Da, după terminarea șomajului contributiv, există tot felul de ajutoare care se acordă. În funcție de situația dumneavoastră, veți vedea care este tipul de ajutor pentru șomaj care vi se va acorda ulterior. Iar după vârsta de 52 de ani, bineînțeles că, epuizându-se probabil până atunci toate celelalte ajutoare, veți putea să intrați în acest ajutor care se acordă persoanelor cu în șomaj cu vârsta de peste 52 de ani. Ce poate face doamna Cristina Pitpalac? Zice, lucrez cu un contract de muncă într-o casă și în 1 aprilie angajatorul nu mi-a plătit salariul, dar mi-a plătit securitatea socială. Motivul invocat fiind că nu are nicio vină datorită situației cu COVID-ul. La cele prezentate adaug faptul că nu am lucrat deloc în 1 aprilie. Se poate face ceva în această situație? Da, poate să-l convingă pe angajator că nu dumnealui trebuie să-i plătească salariul pe perioada respectivă, dar o poate ajuta completând acea declarație sau făcându-i o scrisoare în care să specifice faptul că în perioada respectivă nu a lucrat, să beneficieze de acest ajutor acordat din partea statului. Da? Deci faptul că nu a lucrat îi dă dreptul la obținerea acestui ajutor, bineînțeles, cu colaborarea angajatorului care trebuie să completeze fie acea declarație care se descarcă de pe site-ul Serviciului Public de Ocupare, fie scriind o scrisoare, o declarație pe proprie răspundere în care să spună că în perioada de la până la se încheie colaborarea cu persoana respectivă din motive datorate temerii de răspândire a virusului. Dorin Moana, la fel, la întrebarea pe care ne-ați adresat-o, am răspuns în urmă cu câteva momente, așa că la finalul transmisiei noastre puteți intra pe această transmisie și urmări și aștepta momentul în care se răspunde, de fapt, la întrebarea noastră. Veronica Grigoraș, bună seara, empleada de ogar are dreptul la finichito dacă moare persoana la care lucrez, menționez că am lucrat 13 ani în casa respectivă. Da, în momentul în care angajatorul dumneavoastră decedează, aveți dreptul la plata unei luni de salariu, iar dacă s-a întâmplat în această perioadă de criză, bineînțeles că fiind vorba de
încheierea contractului, deci cum se spune, dat de baha la Seguridad Social, dovada respectivă vă poate ajuta să obțineți și acest ajutor special care se acordă pe durata crizei. Lagrima Moraru, da, răspunsul este da, veți găsi înregistrarea acestei emisiuni după ce terminăm pe aici, pe pagina Facebook Ambasadei României la Madrid și veți putea găsi și răspunsul la întrebarea dumneavoastră. Răspunsul este da, dar o să-l auziți atunci în mai pe larg. Daniela Negoiță, la ce vârstă mă pot pensiona în Spania având discapacitate de 75%? Am 15 ani de muncă și încă lucrez, având 40. Ea are 40 de ani, lucrează de 15 ani și are discapacitate de 75%. În cazul în care gradul dumneavoastră de discapacitate vă permite să lucrați, deși mi se pare un grad de discapacitate foarte mare, înseamnă că vă puteți pensiona la vârsta de pensionare pentru limită de vârstă, care anul acesta e de 65 de ani și 10 luni. În cazul în care Comisia Medicală decide că dumneavoastră puteți deja să beneficiați de o pensie de incapacitate, aceea nu mai depinde de vârstă, aceea depinde doar de gradul de incapacitate și de decizia Tribunalului Medical, cum se numește aici în Spania. La Grămearea Zameț, am 59 de ani, cât mai trebuie să lucrez în Spania pentru o pensie? Depinde cât a lucrat. Ca să aveți dreptul la o pensie plătită de statul spaniol, trebuie să lucrați peste un an de zile. Însă, acea parte de pensie la care aveți dreptul nu o puteți solicita decât în momentul în care împliniți vârsta de pensionare cerută de statul spaniol pentru a primi pensie. Da? Dar dacă ați lucrat orice perioadă de peste un an de zile, în momentul în care împliniți acea vârstă și dacă împreună cu anii cotizați în alte state ajungeți la minim 15, dumneavoastră puteți să vă solicitați dreptul de pensie din partea statului spaniol. Până la ce vârstă se dă ajutorul social în Spania, Viorel Soare? La ce ajutor social vă referiți? Sunt foarte multe ajutoare sociale. Dacă nu spuneți tipul de ajutor, nu am cum să vă spun. Iarăși, Mario Fieraru, eu am depus ajutorul social, dar nu mi s-a dat nimic pentru că nu am muncit cu contract. Evident, ajutoare sociale în acest gen... Dacă e vorba, cum spuneam, de un ajutor social care se acordă prin primărie, înseamnă că dumneavoastră nu îndeplineați condițiile cerute de legislația sau de statului sau de a comunității autonome, pentru că aceste ajutoare acordate prin primării depind de comunitățile autonome, deci nu ați îndeplinit condițiile. Ana Maria Popescu, bună seara, am un contract de muncă de pleiada de ogară, de câștig 216 euro, este singurul venit pe care îl obțin în momentul de față. Am dreptul la ajutor în perioada aceasta, deoarece salariul pe care îl câștig la momentul de față este foarte mic și nu fac față cu cheltuielile lunare? Dacă vi se întrerupe activitatea, atunci puteți să solicitați acest ajutor. Altfel, pentru empleadas de ogar nu există momentan un ajutor de suplimentare a venitului obținut decât dacă ziua de muncă este redusă sau dacă pe o perioadă de timp se suspendă activitatea. În schimb, ce puteți face dumneavoastră? În momentul în care va intra în vigoare acea măsură anunțată de atâta vreme de autoritățile spaniole, respectiv venitul minim garantat, în acel moment, într-adevăr, dacă veți îndeplini și celelalte condiții, veți putea probabil solicita acest venit minim garantat. Pot munci pe perioada de tramite pentru ajutorul persoanelor peste 52 de ani? Daniel Andrei, întreabă Daniel Andrei. Adică în timp ce cere să primească... După ce s-a făcut solicitarea de acordare a acestui ajutor, dacă dumneavoastră începeți să lucrați legal, înseamnă că veți avea din nou un contract de muncă înregistrat la sistemul de securitate socială. Înseamnă că nu vă mai aflați în șomaj. Deci acesta este un ajutor care se acordă persoanelor de peste 52 de ani care se află în șomaj. Este incompatibilă întrebarea dumneavoastră referitoare la o activitate legală cu contract de muncă cu primirea unui ajutor pentru șomaj, pentru că nu veți mai fi șomeră. Deci ajutorul ăla vine după ce nu mai ești șomer. Nu, după ce, în momentul în care ești șomer, exact, ai peste 52 de ani, pentru că se consideră că este o categorie cu risc. Exact, vine ajutorul, da? Dar e clar că nu poți să și muncești, să și ajutorul. Da. Ajutor pentru șomaj, incompatibil cu ceea ce nu înseamnă șomaj, având un loc de muncă. Ok, Arhip Angela, bună seara, am 44 de ani și 11 luni, lucrez de 11 ani în agricultură, anul trecut am avut șomaj, acum termin campania, pot primi un ajutor? Depinde de perioada, noua perioadă cotizată. Deci întâi trebuie văzut dacă are dreptul la șomajul contributiv și apoi la ajutoare pentru șomaj.
La premiera Zamețe am lucrat în România 37 de ani și 2 în Spania. Pot trăi la 59 în pensie? Depinde unde își depune dosar. Nu. Nu depinde de unde. Deci există două criterii care trebuie îndeplinite pentru obținerea pensiei. Criteriul de vârstă și criteriul de stagiu minim realizat. La vârsta de 59 de, 59 de ani, spune pare? Da, vreau 59 de ani. Deci vârsta de 59 de ani v-ar putea eventual da dreptul în România la a solicita o pensie anticipată, dar nu cred că ați putea nici măcar în România să obțineți la momentul acesta o pensie anticipată. Vârsta de pensionare este mult mai mare, nu este aceeași vârstă pentru fiecare stat. În România, de exemplu, la momentul acesta vârsta de pensionare diferă între femei și bărbați, femeile la 62 de ani, bărbații la 65, pe câtă vreme în Spania vârsta este aceeași, am acesta de 65 de ani și 10 luni și crește anual. Deci trebuie să vă faceți un calcul, puteți intra pe site-ul Casei Naționale de Pensii, unde există această posibilitate ca introducând coordonatele nașterii să vi se spună la câți ani, câte luni, câte zile vă puteți pensiona. Dar la vârsta noastră cred că încă puteți să, se consideră că puteți să lucrați, deci nu cred că aveți îndeplinite criteriile pentru vârsta care să vă permită pensionarea. Claudia Sâmboan zice bună seara, o să vă ia că e mai lungă întrebarea, sunt empleată de ugar, lucrez cu ora, sunt dată de alta în 5 case, deci muncește în 5 case, în această perioadă m-au plătit doar seniorele de timp 4, fără a mă prezenta la muncă. Da. Pot să-mi fac cerere pentru ajutor pentru casa numărul 5 în care nu am lucrat în această perioadă și nu m-a plătit? Da. Deci dacă sumele pe care dumneavoastră le încasați de la ceilalți 4 angajatori sunt sub salariul minim interprofesional, adică adunate toate nu ajung la 950 de euro, bineînțeles că dacă cu a 5-a angajatoare dumneavoastră ați întrerupt acum relația de muncă, puteți să solicitați partea corespunzătoare de ajutor pentru, pentru ce vă plătea a cincea persoană. Da? Deci, dumneaei trebuie să facă o declarație pe proprie răspundere, de la dumneaei trebuie să solicitați copia unui document de identitate și să faceți solicitarea numai pentru activitatea întreruptă cu dumneiei. Ok. Cerasela Leote, bună seara, vreau să vă întreb dacă cu 340 zile cotizate mi s-a dat un subsidiu 180, 6 luni de aiuda. Restul zilelor ce mi-au rămas cotizate mai sunt valabile pentru următorul ajutor? Nu înțeleg prea bine. Deci vreau să vă întreb dacă cu 340 zile cotizate mi s-a dat un subsidiu de 180, un subsidiu de 180 de euro, de 6 luni de aiuda. Așa. Restul zilelor ce mi-au rămas cotizate, adică de la 180 până la 340, sunt valabile pentru un alt fel de ajutor? Păi eu înțeleg că suma este 180 de euro pentru 6 luni, deci nu înțeleg prea bine, nu pot să răspund dacă n-am datele. Și în afară de asta, eu nu sunt tehnician, nici al Serviciului Public de Ocupare, nici al unei alte instituții. Întrebările acestea de detaliu sunt întrebări pe care trebuie să le adresați autorității competente, nu mi le adresați mie, pentru că nu am eu competența pentru a vă răspunde. Așa, am înțeles. Soția are 44 de ani, nu lucrează de 2 ani, nu a găsit de lucru. Înainte a lucrat în agricultură, dar ne-a mutat în Catalunia și nu a găsit nici aici de lucru. Are dreptul la un ajutor? Depinde dacă a lucrat, dacă a lucrat cu contract, poate că avea șomaj, dacă nu a lucrat cu niciun fel de contract, ajutoare nu... Nu, deci dacă nu lucrează de 2 ani de zile, nu știu, nu are drept la o prestație contributivă și probabil dacă au existat prestații contributive care s-au terminat, a beneficiat probabil și de ajutoarele pe care le-ar fi putut primi după terminarea prestațiilor contributive. Ca să beneficieze de alte ajutoare sau prestații din partea instituțiilor statului, nu de la serviciile sociale din primării, ar trebui să realizeze o nouă perioadă de cotizare, deci să lucreze încă o perioadă de timp. Nicoleta Stoian, bună seara, am contract indefinit de o cu jumătate de normă într-o casă. De când a început carantina, șefa m-a plătit normal pe luna martie și aprilie normă întreagă, dar mi-a luat dreptul la vacanță și al 13 salari, dacă e legal, de pe 1 mai sunt în subsidiu. Au fi anunțat-o că nu se mai plătească, nici asta și acum nu, și de... Da, deja e o chestie de așa. Bun. Depinde și de prevederile contractuale și de ce înțelegere a avut pe această perioadă privind programul de lucru. Sunt mai multe detalii care trebuie cunoscute.
Dacă am lucrat în Spania fără documente, la România am lucrat 32 de ani, am vreun drept în Spania? Bineînțeles că nu. Deci toate drepturile generate trebuie să fie generate în Spania în urma unui contract de muncă pe care dumneavoastră l-ați avut aici și în baza căruia dumneavoastră ați cotizat pentru anumite drepturi. Alina Nicolae, bună seara, sunt mamă singură cu doi copii minori, am muncit ca empleată de ugar, dar fără contract. Credeți că aș avea dreptul la ajutor acum că nu mai muncești, nu primești niciun ban? Din nou, fără contract, fără contract, fără contract. Răspunsul este același. Maria Bucureciu, bună seara, am 58 de ani, am lucrat 24 în România și în Spania 16. Pot ieși la pensie anticipată, 58 de ani, 24 în România, 16 în... Deci, cum spunem, este un calcul pe care nu-l pot face eu. Detalii de genul acesta, la acest gen de întrebări, nu pot răspunde eu. Sunt detalii care țin de un specialist al celor două sisteme de securitate socială. Ok. Mai departe, Elena Lidia Barabulă, bună seara, am lucrat ca în perioada de ungare, a fost dată în afară în baca de enfermedad, fiind însărcinată în luna a noua. Am lucrat cu contract de muncă 13 ani, am fost dat afară cu 9 zile înainte să nasc. Mai am dreptul să depun actele pentru baha maternală? Deci nici la această întrebare nu pot să răspund eu. Că nu înțelegem exact. Bună seara, am avea Rodica Angelica Barbu. Aș avea o întrebare. Dacă am lucrat 4 ani la o fincă de oi și de la data 1 mai m-am dat în șomaj, menționez că azi este 14 și n-am primit nimic. Nu, bănuiesc că se întreabă de ce nu am primit încă șomajul, probabil. Probabil, nu? Da. Pentru că în această perioadă, așa cum spuneam, în general s-a întârziat cu soluționarea dosarelor și cu punerea în plată. Pentru că au fost foarte multe cereri de șomaj tehnic care s-au adăugat cererilor de șomaj individual și atunci bănuiesc că aceasta ar putea fi motivul pentru care s-a întârziat plata pentru dumneavoastră. La fel, Georgiana Tudorel, întrebările sunt extrem de tehnice, ceea ce spune și nu face colega mea calcule în acest moment să spună cât vă corespunde la un anumit... Deci calculele se fac în baza unor algoritmi pe care îi dețin doar specialiștii, fie de la Casa de Pensii din România, fie de aici, de la Securitatea Socială. Eu vă pot da... știu eu, informații generale, dar nu vă pot face calcule. Okay. Nici de sume, nici de perioade, nici de vârste, decât vă pot spune care este vârsta generală pentru pensionare, pentru limită de vârstă sau pentru pensionare anticipată. Dar alte detalii, că dumneavoastră aveți nu știu ce vârstă, nu știu câți ani cotizați acolo, nu știu câți ani cotizați dincolo, la acest gen de întrebări nu vă pot răspunde eu. Elena Tabor Chiriac, profesor, am venit în Spania acum o jumătate de ani. Am 3 copii, dintre care 2 sunt la școală. Soțul a muncit în o empresă de unde a fost eliberat. Întrebarea dacă ea poate să verifice de ajutor. Singurul ajutor dumneavoastră la primăria de unde locuiți, dacă intrați în categoria familiilor care nu au venituri suficiente și așa mai departe, primăriile vă pot ajuta, primăria unde locuiți dumneavoastră. Am 14 ani și 8 luni cotizați în Spania, am 60 de ani, am avut șomaj și ajutor de șomaj. Pot cere subsidiu? Mulțumesc că am anticipat. Maria, cu cer de ani. Dacă ați terminat toate ajutoarele de șomaj pe care le puteți obține aici, da, bineînțeles că până la împlinirea vârstei de pensionare pentru limită de vârstă în Spania, puteți să solicitați acest subsidiu para maiores de 52. Adrian Vasile, răspundem de 48 de minute la 10 de întrebări ale unor oameni care sunt în situații dificile. Nu știu cum, probabil că trebuie să vă dați drumul la sonor ca să auziți faptul că răspundem la întrebări de 48 de minute. Pe Chervoda, bună seara, lucrez cu contract fix la o firmă de repartă de 2 ani. Nu avem dreptul la paga extra, nici în contract nu este stipulat. Conform contractului scrie según convenio. Întrebarea mea este care convenio? Nu, ideea este că dacă nu există paga extra, paga extra ce înseamnă? Că în loc de 12 plăți anual, da? Adică lună de lună, se fac 14 plăți, se fac două plăți în afară de cele 12 care înseamnă plăți lunare. Dacă nu, în general, dacă nu există această paga extra, sumele din cele două salarii considerate paga extra ar trebui să vă intre dumneavoastră în salariul din cele 12 plăți care se fac lunar. La ce se referă când spune în funcție de conveniu? În Spania există diverse acorduri de ramură. Acordul
privind domeniul dumneavoastră de activitate. În agricultură, de exemplu, există acordul privind contractele de muncă realizate în agricultură. Toate aceste contracte de muncă, pe ramuri, trebuie să respecte cel puțin prevederile statutului lucrătorului public, iar dacă sunt convenții de ramură, acestea trebuie să îmbunătățească eventual aceste prevederi din statutul lucrătorului public, însă în niciun caz prevederile nu pot fi mai dezavantajoase decât deja se prevede la nivel național prin statutul lucrătorului public. Public. Bun. Cristina Cuciuc, Nicoara, bună seara, întrebarea mea este născută recent, beneficiezi de ajutorul pe Spania la naștere, în momentul de la natalitate. Copilul meu va putea beneficia de alocația lunară până la 18 ani oferită de România, căci la depunerea solicitării în România se cere un document ce afirmă că nu primim alocația. Sunt lucruri diferite. Ajutorul acesta de care vorbiți dumneavoastră este diferit de prestațiuni polihomenora cargo, care se acordă și este echivalentul alocației din România, sau de alocația din România. Deci înțeleg că dumneavoastră ați primit un ajutor la naștere, nu ați primit un ajutor permanent pentru a vă putea crește copilul. Ce va trebui să faceți dumneavoastră? Va trebui să faceți întâi aici, la Seguridad Social, o solicitare de acordare de prestațiuni polihomenora cargo. Cum spuneam și mai devreme, în Spania, acordarea acestei prestații este condiționată de veniturile familiei. Deci dacă veniturile dumneavoastră se consideră că sunt suficiente pentru a crește copilul, această solicitare vă va fi negată și vi se va elibera o adeverință în care se va specifica faptul că dumneavoastră nu aveți dreptul să primiți prestația în Spania. Această adeverință vă dă dreptul să vă solicitați în România prestația corespunzătoare, respectiv alocația pentru copii, o depuneți la dosar pe care fie îl depuneți personal la primărie, fie printr-un împuternicit. Deci, ce spuneți dumneavoastră că ați nu este incompatibil cu primirea prestației în Spania sau alocației în România. Domnul Sebastian Iancu spune că a lucrat în Spania cu NIE, acum nemai având, aproape bănesc că a plecat în România și nu mai are NIE-le. Își poate primi drepturile, evident, se exportă, cum aș spune, la probabil anii de pensie, nu știu, că e foarte complicată întrebarea dânsului. Nu, cum îmi pot scoate anii ce am lucrat, nu mai fi numai de asigurare. Chiar dacă dumneavoastră nu mai aveți nici acum, la momentul la care ați cotizat, s-a luat în considerare numărul respectiv de identificare a dumneavoastră în calitate de cetățean străin. În momentul în care va trebui să vă pensionați, Casa de Pensii din România va adresa solicitarea instituției omologe din Spania și veți fi identificat în baza de date. Bine ar fi să vă cunoașteți NIE-le pe care le-ați avut sau măcar să fiți în posesia unui inform medevida laboral ca să ajutați aceste demersuri. Bun, la Crimioara Zameț am lucrat în România, mă rog, asta i-am răspuns. Ok, cu 10 luni cotizate în Spania în beneficiezi de șomaj, domnul Daniel Ilie? Beneficiați de ajutor. Toate persoanele care au cotizat peste 6 luni nu pot beneficia de șomajul în sine, dar beneficiază de un ajutor care se dă pentru perioadă insuficient cotizată. Și, cum spuneam, dacă mai aveți și în România perioade cotizate anterior pentru șomaj pe care nu le-ați valorificat în ultimii 6 ani, le puteți adăuga și pe acelea celor 10 luni cotizate aici ca să obțineți o perioadă de cotizare mai mare. Așa, bun. Ștefan Andrei, bună seara, în momentan din cauza pandemiei, stau acasă cu copilul în vârstă de 2 ani, am lucrat în agricultură, s-a închis guarderia, că nu am zile cotizate pentru paro, un ajutor, pentru că nu am cu cine lăsa copilul să pot lucra. Bun, care era situația dumneavoastră înainte de a rămâne acasă cu copilul? Dacă erați angajat, fie vă aflați într-un RT, fie de comun acord cu angajatorul v-ați suspendat activitatea sau lucrați de la domiciliu. Deci tipul de ajutor depinde foarte mult de situația în care dumneavoastră vă aflați la acest moment. Nu mi-este clar. Înțeleg doar că sunteți acasă, dar nu știu care a fost situația dumneavoastră pe piața muncii înainte de a rămâne acasă cu copilul. Bună seara, întrebarea mea dacă am născut recent și beneficiez. Asta a fost în acest moment, a scris de 2 ori. Am 22 de ani cu normă întreagă și 19 cu jumătate de normă, am vârstă 58 de ani. Pot avea dreptul la pensie de bătrânețe? Deci 22 cu normă întreagă, 19 cu jumătate de normă, are 58 de ani. Aveți dreptul, bineînțeles, dar la momentul la care veți împlini vârsta de pensionare care se vă dea dreptul. Să o solicitați pensionare. O solicită în România sau în Spania, nu?
Depinde unde. Deci, în momentul în care împlinește vârsta de pensionare cerută de România, o cere întâi în România, pentru că e vârsta mai mică, iar în momentul în care împlinește vârsta de pensionare cerută de Spania, o cere și din Spania, indiferent că se află în, deja în România. Sau, dacă se află în Spania și poate solicita deja pensia din România, o solicită prin intermediul Institutului de Securitate Socială de aici, nu trebuie să călătorească. Ok. Cristina Ioana Bătușariu, soțul meu șofer de camion cu un contract de fin de obra. Are dreptul la șomaj cu acest tip de contract? Dacă s-a cotizat, dacă perioadele cotizate, adunate, sunt suficiente, da, indiferent de tipul de contract, poate să beneficieze. Iar dacă acest fin de obra s-a întâmplat acum, în perioada de criză, bineînțeles că are dreptul și la alte ajutoare. Ioan Pașpondea, întrebarea mea este următoare, 64 de ani, 31 lucrați în România și 13 în Spania. Când și la ce vârstă mă pot pensiona? 64 de ani are în momentul ăsta, 31 lucrați, deci vechimea are suficient de 31 cu 13. Dumnealui, având o perioadă de vechime mai mare, se poate pensiona în Spania înainte de anul de a împlini 65 de ani și 10 luni cât ar fi anul acesta. Deci cu cât dumneavoastră depășiți stagiul de cotizare de 35 de ani, care este obligatoriu, vi se scade din acei 65 de ani și 10 luni în cazul acesta, vi se scad luni sau perioade de timp care sunt cotizate în plus. Cum vă spuneam, nu vă pot spune eu exact că în loc de 65 de ani și 10 luni, care este vârsta pentru cei care au 35 de ani cotizați, dumneavoastră vă puteți pensiona la 65 de ani și 3 luni sau la 65 de ani și 2 luni. Trebuie să vă adresați instituției de securitate socială pentru a vă spune exact vârsta la care dumneavoastră aveți dreptul să vă pensionați. Însă, într-adevăr, dacă aveți mai mult decât cei 35 de ani care se cer și ați depășit deja vârsta de 60 de ani, s-ar putea să puteți să vă pensionați pentru limită de vârstă. Bun, Cristina Florea a atașat pe probleme de muncă și sociale la Ambasada României la Madrid. Mulțumesc frumos pentru răspunsul și în această seară. Sper că a fost de folos pentru cei care au aceste probleme în acest domeniu. Reamintesc tuturor celor care au pus întrebări pe orice alt fel de temă, că mai ales acelea cu România, cu plecata acasă, cu avioane, cu mașini, cu orice, Comitetul Național pentru Situații de Urgență, cel din România, care ia decizii ce se întâmplă începând de mâine, este în ședință în acest moment în România. Orice noutate va apărea, o veți găsi evident și pe pagina noastră de Facebook și pe pagina de internet Ambasadei României la Madrid, urmând ca la următoarea noastră întâlnire săptămâna viitoare să abordăm un alt subiect la fel de interes pentru cei care lucrează sau au lucrat aici în Spania. Vă mulțumim frumos pentru faptul că ați fost alături de noi. Mulțumesc din nou grupurilor de români avocați gratuit în Spania, românii în Spania oficial și românii Gran Canaria, care au preluat această transmisie în direct a noastră. Nu uitați să spuneți me gusta, like sau îmi place, cum e pe pagina noastră, depinde cum e setat calculatorul, pentru ca să puteți primi ori de câte ori avem noi informații, să le primiți din partea noastră. Iar celor care n-am reușit să le răspund în această seară, ca de obicei, îmi pot scrie pe adresa madrid.social@mail.ro, iar eu cred că am dovedit că de fiecare dată am răspuns cu promptitudine mesajelor primite. Cu siguranță, și sunt foarte, foarte multe mesaje care vin și pe parcursul zilelor când nu suntem noi în direct, și la tine și la consulat și peste tot. Ok, deci asta este tot pentru această seară. Vă mulțumim din nou. Nu uitați, zona Madridului, suntem în zona 0, încă în perioada 0, în faza 0. Trebuie să respectăm toate regulile care sunt impuse de statul spaniol. Aveți grijă de voi, păstrați distanța socială pe cât se poate și să auzim numai de bine. La revedere! La revedere!